O ținută perfectă pentru cafeluță. Da, exact. Aici văd că sunt servită și cu o cafea și am să și spun care sunt beneficiile acestei cafele. Sunt și beneficii, nu vă mai feriți de gura lumii. Mulți vorbesc în necunoștință de cauză, nu? Când se referă la acest aliment. La cafea? Da. Cafeaua stimulează entropia cerebrală, adică activitatea din creierul nostru, ne face să fim mai alerți, mai treji, inhibă adenozina care ne adoarme, prin urmare, cafeaua este foarte, foarte bună. Sigur, până la 400 de miligrame de cafeină, deci nu bem toată ziua cafele, dar câte una, două cafele pe zi, ce fac, ne previn și declinul cognitiv în timp și apariția bolii Alzheimer. Noi astăzi despre asta vorbim, cum facem din nutriție puterea minții noastre. Ei, asta este, apropo de puterea minții, de câte ori nu ne-am gândit să ne vină niște gânduri bune, idei interesante, să ne mai vină o idee specială în business-ul nostru, în viața noastră personală, câteodată ne simțim blocați și atunci ne gândim, oare cum poate fi mintea noastră stimulată, cum putem fi mai creativi? Sigur, există alimente care stimulează creativitatea. Există alimente care stimulează capacitatea de memorare, învățare și ceea ce se numește puterea cognitivă. Ceea ce spunem noi brain food. Exact. Mâncare pentru creier. Exact. Bun. Cu ce începem din tot ce ați adus? Albert Einstein, apropo de creativitate, spunea creativitatea este distracția, jocul inteligenței. Așa că hai să ne distrăm puțin și să fim creativi astăzi. Ca să-l citesc eu pe Marele Înțelept, totul e relativ. Exact. Bun, ați adus niște ciocolată neagră. Ei, începem, da, am avut un pic de cafea. Ciocolata neagră. Ciocolata neagră are foarte mult cacao. Aici avem cu 80%, deci vorbim de ciocolată cu peste 70% concentrație cacao. Are polifenoli, care sunt antioxidanți, reduc stresul oxidativ, care este maxim la nivelul creierului. Deci avem foarte mare nevoie să reducem acest stres oxidativ. Dar câte un bătrățel de ciocolată la o gustare de dimineață, adică nu mâncăm ciocolată cu tabla de ciocolată, da? Deci integrăm toate alimentele acestea pe care le vom prezenta astăzi într-un model alimentar corect, modelul mediteranean, adaptat pentru țara noastră, pentru România. Ok. Mergem mai departe. Nucă. Se spune că alimentele au forma organelor pe care le stimulează. Exact, exact. Am și pus acolo în avocado o nucă cu forma aceea de creier. Ce face nuca? Nuca are și polifenol, dar are și vitamina E și omega-3 și practic stimulează tot așa o capacitate cognitivă foarte bună a creierului. Ați adus pâine, despre pâine se spune că ne tâmpește, nu că ne face mai deștepți. Pâinea ne face bine dacă este pâine din cereale integrale, da? Și nu numai pâinea, dar toate cerealele integrale, vorbim aici de orez, ovăz, secară, toate au un rol foarte bun având vitamina E. Mai este ceva ce nu avem pe masă, ar fi fost mai greu de adus, pentru că reprezintă o sursă bogată de omega-3. Sunt peștii, peștii grași, somon, hering, ton, macrou, sardinele. Aceștia, prin conținutul acesta bogat de omega-3, au un rol deosebit de important. Ce fac ei? Mai avem un singur minut. Ce fac ei? Ajută la performanța cognitivă. Într-un minut mai vorbim despre avocado, despre broccoli, grăsimi sănătoase în avocado, în broccoli și în surorile lui conopida varza, găsim vitamina C, vitamina E și polifenol. Și fructele de pădure afine și zmeură mai avem, tot așa conținut bogat în polifenol. Spuneți-mi de ce ați adus orez. Aici vorbeam de orez, orez integral, tot așa cereale integrale bogate în vitamina E. Iată că am făcut așa pe scurt un rezumat, dar acest subiect e prea interesant și frumos ca să nu mai revenim asupra lui. Există o concluzie scurtă pe care o putem trage? Să ne hrănim bine creierul, pentru că logica ne spune, ne dă o soluție de la A la B, dar în momentul în care suntem creativi, putem găsi multe soluții și din punctul A să mergem în foarte multe puncte nelimitat, așa cum ne spune tot Albert Einstein. Foarte bună comparația. Albert